din seria Ce ne mai place stand-up-ul, să-l primim cu aplauze pe Ștefan Nistor. Bună seara! Mamă! Mă bucur foarte mult să fiu aici, mă bucur foarte mult să vă văd. Sunt Ștefan Nistor, după cum am spus și vocea, sunt actor și am ajuns la Ai Umor pentru că anul trecut am fost la o altă emisiune de talente, mai puțin sărăcăcioasă, și la momentul postat de ei pe internet cu mine, cel mai apreciat comentariu a fost acesta, dacă se poate, vă rog. Puteți observa din ortografie că este autentic. Eu am mai încercat și la alte emisiuni de talent, am încercat și la Next Star, dar nu m-au primit pe motiv că am barbă și asta mi se pare o discriminare față de copiii cu barbă. Și tot așa, de la o emisiune de talente la alta, am ajuns la Ai Umor, care se pare că este doar o emisiune, dacă se poate. Iată vocea poporului. Bine! Ne merităm, crede-mă. Și... probabil cel mai important motiv pentru care nu am venit în primul rând la Ai Umor, dacă se poate, vă rog. Vă las un pic să citiți. Și nu doar premiul e mic, cam totul e mai mic. Se vede că e românească emisiunea, se vede că na, se poate și cu puțin. Da, da, știi cum? Noi suntem depoul. Când nu mai ai unde să te duci, da, se vede. Cu toată încrederea și, la noi. Și juriu până la urmă e mai corect, mic. Păi și noi tot n-au fost bani de 4, dar merge și cu 3. Da, mă, dar noi costăm încă 5. Wow. Dispunerea juriului văd că e aproximativ aceeași, adică și dincolo, tot așa, o cântăreață undeva pe la mijloc, un chel în partea dreaptă. Mai bătrân? Da. Acolo în juriu e și un balerin cu păreri interesante, nu știu dacă îl știți, aici văd că e în stânga. Dacă ați observat că mulți oameni vin ca și mine alergând din spate, în pas bioi sau ceva, nu e din respect față de cineva, este pentru că fug de ăia doi din spate. Mă refer la băiatul cu poreclă de animal și cel cu față de animal. Adică, dacă ar fi să facem o paralelă, da, dincolo, Smiley, Măricel, Bartoș, Super Măricel, ăștia doi... mici, mănâncă puțin, merg la consum. Sărăcie. Probabil sunt plătiți la kilogram. Exact. Da. Nu știu dacă ați observat, dar în ultima perioadă, în ultimii ani, multe minorități militează vehement pentru dreptul la libera exprimare, dar se și supără foarte repede atunci când se glumește despre ele și asta nu mi se pare corect, pentru că, practic, atunci tu vrei îngrădirea dreptului la libera exprimare a majorităților. Și asta, evident, că nu este corect. Evident. Pentru că are un nume care împacă pe toată lumea, va fi introdus obligatoriu în școli și licee jocul de alba neagră. El va înlocui cu succes două materii, economie și matematică distractivă. Expresia a înjura ca la ușa cortului conține intrinsec o discriminare. Adică ea presupune că oamenii care locuiesc la cort ar înjura foarte mult și această expresie trebuie interzisă pentru că nu poți tu să vii așa și să presupui că un cort are ușă. Băiatule. Corect. Eu de curând am aflat că fac parte dintr-o minoritate. Conform ultimului recensământ, suntem 48,8% bărbați, deci îmi permit să glumesc despre frumoasa majoritate. Și am să rog acum domnii să le recomande doamnelor și domnișoarelor o plimbare până undeva, nu știu, de exemplu, la bucătărie. În primul rând pentru că nu aș vrea ca niște suflete sensibile să confunde niște glumițe cu niște ofense reale. Și în al doilea rând pentru că, spre deosebire de pisicuțe, farfurioarele nu știu să se spele singure. Mă gândeam că la noi, în România, femeile cu adevărat puternice și independente nu au nevoie de hashtag MeToo. Pentru ele există deja hashtag Rezist. Și pentru cine nu știe, traducerea directă în limba română a lui hashtag MeToo este hashtag pârâcioasă mică. Așa, și acum că ele sunt la bucătărie, între noi fie vorba,
De ce nu e frumos să obligi un vibrator să mestece în ciorbă? Chelu? Eu tac. Pentru că nu e frumos să tratezi obiectul sexual ca pe femeie. Da, știu că acum sunt foarte multe voci care zic, vai, ce urât, ce nesimțit, ce misogin, ce nu știu ce, numai că ele nu știu că nu prea se aude dacă bombă în timp ce zdrângă la farfurii. O să vină în curând și la noi, stați liniștiți, valul de super corectitudine politică. Va fi interzisă toată lumea, se va răscoli în trecutul mediatic al fiecăruia. Bineînțeles, chelul va fi interzis pentru că a transmis multor generații de tineri cum copiilor le bea alocația și cum pe muzica lui poți să-ți bați nevasta. Copilării. Feministele or să o interzică și pe Delia, cu melodia ei cu Hai rămâi cu măta, și în general orice înjurătură de mamă va fi interzisă, vor fi permise doar ale de tată și doar dacă tatăl este heterosexual și caucazian. Și apropo de heterosexual, există cupluri hetero, dar trans. Adică, ea are organe masculine și el are organe feminine. Și bineînțeles că atunci când vine momentul unui copil, partenerul este cel care va purta copilul, apoi îl va naște într-o paternitate, apoi copilul va ajunge acasă, cei doi vor primi musafiri, musafirii vor constata cât este de drăguț copilul, pentru că încă nu s-a născut pe lume un om cu adevărat sincer. Copilul va începe să bâzâie și ea se va scuza politicos și va spune că cel mai probabil e ora la care tatii îi dă să sugă. Și aici două chestii, unul la mână, nu se poate pune bip pe tatii dă să sugă, pentru că în acest context înseamnă a suge la sân și ar fi o inepție să pui bip pe a suge la sân. Și în al doilea rând, o întrebare, de unde au știut paraziții acum mai bine de 20 de ani toate lucrurile astea? Play, vă rog! Vreți să vă ia tata ceva, sugeți din tata cu porția. Corect, Nostradamus, nu mai e ce a fost. Asta zic, asta zic. Nostradamus, băi nene. În ciuda lucrurilor pe care le spun, să știți că nu am absolut nimic cu nimeni. Chiar am prieteni din alte etnii, din alte orientări. Chiar eram odată la o băută cu niște tovarăși, dintre care unul gay. Și ne-a povestit cum la rândul său a fost crescut de o pereche de bărbați. Se întâmpla în altă țară. Și atunci mi-a picat și o fisă, nu-l înjura de mamă, că tot în te bagi. Și... Da. Și ne-a arătat un filmuleț cu el când era foarte mic, un filmuleț făcut de părinții lui, în care el pronunța pentru prima dată numele unuia dintre ei. Era așa cu mânuța întinsă spre cameră și a zis: părinte doi. Da, așa se numesc părinții în cazul cuplurilor de același sex, părinte 1 și părinte 2. Și există și o statistică, cică în sensul ăsta, anume că în primii ani ai copilăriei, cel mic este mai apropiat sufletește de părintele 2, pentru că părintele 1 tinde să fie mai rigid, în timp ce părintele 2 este mai flexibil și mai deschis. Mamă, mamă, mamă! Mi-a mai spus... Mihai, dacă mă asculți, poți să spun ultima glumiță? Da, nu, eu te ascult. Ciudat că Mihai s-a întors cu spatele la glumele astea. A vrut să vadă că e deschis. Nu întoarce spatele umorului. Ne-a mai spus că el nu crede în relațiile heterosexuale, pentru că cei doi nu ar ști niciodată ce înseamnă cu adevărat să te mulezi pe nevoile partenerului. Mă bucur tare mult că m-ați ascultat și sper că... Sper că nu o să rămâneți cu impresia că astea au fost doar niște jigniri gratuite, pentru că nu au fost. Sper să câștig 20.000 de euro pentru ele. Vă mulțumesc! Wow! N-am crezut că la Ai Umor o să vină o travă ca omul ăsta. Foarte mișto! Bine! Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!